În minutele următoare, vă invităm să ascultați una dintre numeroasele teme biblice susținute de învățătorul Derek Prince de-a lungul vieții sale. Atributele unui tată. Însușirile de tată ale lui Dumnezeu. Mă bucur să pot împărtăși adevăruri pe care le-am învățat prin experiența mea, adevăruri care pot face diferența dintre succes și eșec în viața ta, așa cum s-a întâmplat și în viața mea. Voi împărtăși una dintre cele mai importante teme ale Revelației Biblice. Tema paternității. Pare ciudat, dar este o temă care a fost oarecum neglijată în multe cercuri creștine. Permitem să adaug, ca un comentariu personal, că acesta este un subiect pe care nu l-am studiat doar în Biblie, ci m-am confruntat cu el în experiența mea personală. Am crescut nouă copii împreună cu prima soție, iar cea de-a doua soție a adăugat încă trei copii la familia noastră. Deci, în total sunt tată a exact 12 persoane, dintre care majoritatea sunt deja maturi și au propriile lor familii. Cu toate acestea, nu vreau să încep cu ideea de tată pământesc. În primul rând, vreau să vorbesc despre calitatea de tată a lui Dumnezeu. Vreau să îți spun că aceasta este realitatea din spatele Universului. Aceasta este realitatea mai presus de celelalte realități. Că există un tată care este Dumnezeul nostru, un Tată care a creat universul ca un Tată, un Tată care și a lăsat amprenta paternității asupra fiecărui aspect al întregului univers. În Efeseni capitolul 3, versetul 14 până la 15, Pavel se roagă una dintre rugăciunile sale minunate. El spune: Iată de ce zic, împlec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Aceasta este versiunea Dumitru Cornelescu, cu care suntem toți familiarizați. Totuși, cuvântul care este tradus ca tată este cuvântul grecesc patria, iar acel cuvânt este derivat direct din cuvântul grecesc pentru tată. Astfel, traducerea literală și directă ar fi paternitate. O altă traducere a acestor versete. Scoate în evidență legătura dintre tată și familie sau paternitate. Ea sună în felul următor. Când aud de măreția acestui plan extraordinar, îmi plec genunchii înaintea tatălui, din care își trage numele orice tată ceresc sau pământesc. Este remarcabil faptul că toată paternitatea din Univers își are originea în Paternitatea lui Dumnezeu, iar Paternitatea. Nu a început pe pământ, ci în ceruri. Paternitatea este din veșnicie cu Dumnezeu. Nu a început cu timpul, nu a început cu istoria umană, a început, dacă aș putea spune, în veșnicie. Veșnic, Dumnezeu este Tatăl Domnului nostru Isus Hristos și el este descris astfel în multe părți ale Bibliei. În Evanghelia lui Ioan, Ioan spune: La început. Cuvântul era cu Dumnezeu. Aceasta a fost înainte de creație. Cuvântul Divin, Fiul Veșnic al lui Dumnezeu, era cu Tatăl. Scriptura spune că El era în sânul Tatălui. Această relație intimă, personală dintre Dumnezeu și Fiul a existat înainte de facerea lumii. Aceasta este o trăsătură absolut distinctă a Revelației Creștine care face ca creștinismul să fie diferit de orice altă religie pe care am întâlnit-o vreodată în lume. Ea descoperă ceva unic și particular cu privire la natura lui Dumnezeu: că în Dumnezeu există veșnic Paternitatea, există o relație. Când Isus a venit pe Pământ, scopul său final a fost acela de a-i aduce la Tatăl pe cei care se întorc la El. A spus aceasta în multe locuri. De exemplu, în 1 Petru, capitolul 3, versetul 18, Petru spune Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne ducă la Dumnezeu. De deci ce a murit Isus? Ca să ne ducă la Dumnezeu. Isus nu era ținta finală, El era calea. A spus-o chiar El însuși în Ioan, capitolul 14, versetul 6 Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Isus este calea, dar Tatăl este destinația. Cred că de multe ori, în credința noastră creștină și în felul în care vorbim, am pierdut scopul lui Dumnezeu. Vorbim foarte mult despre Domnul Isus Hristos ca Mântuitorul nostru, Mijlocitorul nostru, Mediatorul nostru și așa mai departe. E grozav, dar nu descoperă scopul lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu. Nu este doar acela de a veni la fiul, ci prin fiul să venim la tatăl. Există ceva frumos în limbajul folosit de Isus, în rugăciunea rostită în Ioan, capitolul 17. Această rugăciune începe cu cuvântul tată, și el apare de șase ori în rugăciune. Isus vorbește despre faptul că a făcut cunoscut ucenicilor săi numele lui Dumnezeu. În versetul 6, el spune. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Apoi, în versetul 11, el spune, Sfinte Tată, păzește în numele tău pe aceea pe care mi-ai dat. Și chiar la finalul rugăciunii spune din nou, Eu le-am făcut cunoscut numele tău și îl voi mai face cunoscut pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Ce nume a venit Isus să-l facă cunoscut ucenicilor săi? Nu era numele Sfânt Jehova. Poporul evreu cunoștea acest nume de 15 secole. Care era revelația nouă și specială, marele scop? Numele pe care el voia ca ei să-l cunoască? Numele este Tată. Acesta este numele suprem al lui Dumnezeu. El descrie natura lui Dumnezeu din caracterul său veșnic mai bine decât orice alt cuvânt care există în limba omenească. Prin urmare, Revelația Supremă a lui Dumnezeu în Noul Testament este Revelația lui Dumnezeu ca Tată și este scopul suprem al Noului Testament. Isus a venit pe Pământ ca să ne ducă la Dumnezeu. Dacă nu avem această Revelație a lui Dumnezeu, nu înțelegem scopul complet și suprem al răscumpărării. Dar, când intrăm în plinătatea acestei Revelații a lui Dumnezeu și în această relație directă cu Dumnezeu ca Tată, primim anumite lucruri care lipsesc în mod evident din experiența emoțională a celor mai mulți oameni din zilele noastre. Cele trei lucruri care decurg din această Revelație și relație sunt Identitatea, stima de sine și siguranța. Identitatea este problema reală a omului modern. Succesul serialului TV Rădăcini s-a bazat pe această problematică. El spunea povestea unui om care își căuta rădăcinile. Bărbații și femeile vor să știe de unde au venit, cine sunt și lor, cum a început, cine sunt. Scriptura și psihologia sunt de aceeași părere cu privire la faptul că un om nu găsește cu adevărat răspunsul la întrebarea cine sunt eu, până când nu știe cine este tatăl. În zilele noastre, relațiile dintre părinți și copii sunt așa de distruse încât au produs o criză de identitate. Răspunsul creștinismului la această criză de identitate este acela de a aduce bărbații și femeile într-o relație directă, personală cu Dumnezeu Tatăl prin Isus Hristos, Fiul un om care îl cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu ca tată, nu mai are o problemă de identitate. El știe cine este. Este un copil al lui Dumnezeu. Tatăl lui a creat universul. Tatăl îl iubește. Tatălui îi pasă de el. Aceasta ne conduce la cea de-a doua nevoie care este împlinită în această revelație a lui Dumnezeu ca tată. Stima de sine. Nu pot număra câți oameni am întâlnit în lucrare a căror mare problemă a fost că nu se apreciau suficient pe ei înșiși. Aveau o imagine proastă despre ei înșiși, iar aceasta îi chinuia spiritual și emoțional. Ascultă ce spune Ioan în prima lui epistolă, capitolul 3, versetul 1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu. Și suntem. Odată ce înțelegem cu adevărat că suntem copiii lui Dumnezeu, și că Dumnezeu ne iubește profund, individual, că El este interesat de noi, că nu este niciodată prea ocupat pentru noi, că dorește o relație directă și personală cu noi, ne vom recunoaște adevărata valoare. Am văzut acest lucru de nenumărate ori în viețile oamenilor. Îmi aduc aminte că odată eram într-o întâlnire și am dat de o doamnă, am dat în ea la propriu. Mergeam în direcții opuse cu o viteză destul de mare. Ea s-a ridicat și mi-a spus, Domnule prins, m-am rugat că dacă Dumnezeu dorește să-mi vorbiți, să ne întâlnim. Ei bine, am spus eu, ne-am întâlnit, dar vă pot acorda doar două minute, sunt foarte ocupat. Ea a început să-mi spună care era problema ei și după un timp am întrerupt-o și am zis, îmi pare rău, mai am doar un minut, dar cred că știu care e problema dumneavoastră. Vreți să vă rugați împreună cu mine? Am condus-o într-o rugăciune în care doar i-am mulțumit lui Dumnezeu că era tatăl ei și că ea era copilul său, că Dumnezeu o iubea, că se îngrija de ea, că aparținea celei mai bune familii din univers. Apoi am spus, la revedere, trebuie să plec. Și am plecat. Aproape o lună mai târziu, am primit o scrisoare de la această doamnă în care a scris: Vreau doar să vă spun că acea întâlnire și rugăciune mi-a schimbat complet atitudinea față de viață. Pentru prima dată am realizat valoarea pe care o am. Al treilea mare lucru pe care ni-l oferă Revelația lui Dumnezeu ca Tată este siguranța. La originea Universului nu stă doar o forță științifică sau un Big Bang, ci un Tată care ne iubește. Odată, un prieten de-al meu se simțea singur și trist pe străzile orașului pustiu, noaptea târziu, și pur și simplu nu știa dacă avea să prindă a doua zi. În timp ce stătea la colțul străzii, a început să repete: Tată, 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 tată! Rostind aceasta, a fost cuprins de siguranță. Știa că, deși era frig și întuneric, el era un copil al lui Dumnezeu, în universul pe care Dumnezeu l-a creat pentru copiii Săi. Scopul suprem al slujirii lui Isus a fost să ne aducă la Tatăl. Isus este calea, dar Tatăl este destinația. Cunoașterea lui Dumnezeu ca Tatăl satisface trei nevoi ale omenirii caracteristice zilelor noastre: nevoia de identitate, de stimă de sine și de siguranță. În acest segment voi vorbi despre tații pământești. Din moment ce caracterul și natura veșnică a lui Dumnezeu sunt cele ale unui Tată, înseamnă că fiecare tată, într-un anumit sens, îl reprezintă pe Dumnezeu. Într-un anumit sens, putem spune că un om, fiind un tată, un tată bun, se aseamănă cel mai mult cu Dumnezeu. Este cea mai mare realizare a omului. Îmi amintesc de vremea când eram mereu pe drumuri Călătorind de la o întâlnire la alta, de la o conferință la alta, predicând și vorbind mulțimilor, primind o reacție bună din partea oamenilor, dar undeva am auzit pe cineva făcând următoarea afirmație: Expertul este persoana care se află departe de casă, având o servietă. M-a lovit în inimă ca o săgeată. Mi-am zis, asta mă descrie cu adevărat. Sunt un om departe de casă cu o servietă. Toată lumea mă consideră un expert, dar, în realitate, ce se întâmplă în casa mea? Dumnezeu m-a provocat, într-un mod cu totul nou, că trebuie să am succes, în primul rând, ca soț și tată, înainte să am succes în orice alt domeniu, și că dacă ai succes în alte domenii, dar eșuezi ca tată, în ochii lui Dumnezeu, înseamnă că eșuezi. Cred că acest lucru este valabil pentru mulți bărbați din cultura noastră de azi. Au succes în multe domenii. Pe terenul de golf, în calitate de președinte al băncii, ca autor, actor, sau poate chiar ca slujitor creștin, dar sunt falimentari în familie. Dacă falimentezi ca tată în căminul tău, înseamnă că eșuiezi și niciun alt succes nu poate compensa acest eșec. În 1 Corinteni, capitolul 11, Pavel vorbește despre relația dintre Dumnezeu și cămin. El spune că Dumnezeu Tatăl este capul, iar Hristos, Hristos este capul bărbatului sau al soțului, iar bărbatul este capul femeii. Astfel, Hristos este capul soțului, iar soțul, la rândul său, este capul soției și al familiei sale. Într-un anumit sens, bărbatul, tatăl, îl reprezintă pe Hristos în familia sa. El are cu familia sa aceeași relație pe care Hristos o are cu el. Există trei slujbe principale ale lui Hristos, trei slujiri asociate veșnic cu Domnul Isus Hristos. Cele trei slujiri sunt cele de preot, profet și rege. Aș dori să explic pe scurt ce presupune fiecare slujire. Ca preot, Tatăl își reprezintă familia înaintea lui Dumnezeu. Ca profet, el îl reprezintă pe Dumnezeu înaintea familiei sale, și ca rege, el conduce familia în numele lui Dumnezeu. În timpul care mi-a mai rămas, voi vorbi despre Tatăl ca preot în casa lui. Tatăl reprezentând familia înaintea lui Dumnezeu prin mijlocire și rugăciune. Succesul său în celelalte două slujbe, de profet și rege, este strâns legat de succesul său ca mijlocitor, ca preot. Dacă reușește ca mijlocitor, probabil va reuși și ca profet și rege. Dar dacă el nu înțelege și nu practică mijlocirea pentru familia sa, atunci va fi foarte dificil pentru el să fie profet sau rege în familia sa. Există în Biblie câteva exemple foarte frumoase de părinți care au practicat această slujbă de mijlocire. Citim în deschiderea cărții lui Iov că Iov era un om perfect și drept înaintea lui Dumnezeu avea șapte fii și trei fiice. În fiecare zi a săptămânii, familia lui se întâlnea în casa unuia dintre fii ca să petreacă și să aibă părtășie. Citim că Iov, la sfârșitul fiecărei săptămâni, se scula de vreme și aducea jertfe în numele tuturor fiilor lui, spunând în inima sa, poate că ei au păcătuit și l-au supărat pe Dumnezeu, să aduc o ardere de tot în numele lor. Arderile de tot în Vechiul Testament corespund rugăciunii de mijlocire în numele copiilor noștri, în cadrul noului legământ, în Isus Hristos. Fiecare tată este chemat să fie un mijlocitor pentru copiii săi. Apoi continuăm cu istoria Israelului. Israelul se afla în sclavie în Egipt, în întuneric și sub opresiune. Dumnezeu le-a oferit salvarea prin sacrificarea mielului de Paște. Etapa finală a separării dintre Israel și Egipt a fost Paștele. Paștele a oferit eliberare fiecarei familii de israeliți. Îngerul morții a intrat în fiecare casă egipteană și a ucis întâiul născut, dar datorită sângelui mielului de Paște, îngerul morții nu a intrat în nicio casă și nu a distrus nicio familie a israeliților. Cum a fost aplicat acest sânge? Cine l-a aplicat? În Exod 12 cu 3 citim Vorbiți întregii adunări a lui Israel spunând În ziua a zecea a acestei luni își vor lua un miel fiecare bărbat conform cu casa părinților lor un miel pentru o casă. Cine este responsabil cu alegerea mielului? Tatăl fiecărei familii. Cine este responsabil să sacrifice mielul? Tatăl. Cine este responsabil să stropească sângele cu isop pe ușiorii ușii? Tatăl. Cu alte cuvinte, tatăl avea slujba preoțească rânduită de Dumnezeu în familia sa. Era responsabilitatea lui să se asigure că promisiunea de salvare a lui Dumnezeu era peste casa lui și în măsura în care înțeleg revelația Scripturii, nimeni altcineva nu putea să facă treaba pentru el. Dacă își îndeplinea funcția de preot și stropea cu sânge, familia lui era în siguranță. Dar dacă nu își făcea datoria, nu era nimeni care putea să ia locul și să ofere protecție familiei sale. Cred că Dumnezeu a rânduit să avem această revelație, pentru că este valabilă și astăzi. Cred că există lucruri în domeniul spiritual pe care doar Tatăl le poate face pentru familia sa și pe care nu le poate delega nimănui că el poate îndeplini o slujbă preoțească pentru casa lui, pe care Dumnezeu o recunoaște, dar că Dumnezeu nu este obligat să recunoască acea slujbă dacă este îndeplinită de altă persoană decât tatăl. Este responsabilitatea tatălui să ofere protecție divină casei sale. Trecem în Noul Testament și aș vrea să îți arăt un lucru remarcabil în slujirea lui Isus. Este ceva ce am învățat în experiența personală. Au fost momente când oamenii veneau la mine să mă rog pentru un copil și am învățat să întreb, sunteți părinții acestui copil? Sunteți tatăl sau mama? Uneori răspunsul era, nu, suntem doar vecinii, părinții nu au vrut să vină. Dumnezeu mi-a arătat foarte clar că nu aveam nicio bază scripturală pentru a mă ruga pentru acel copil. Dacă vei studia lucrarea lui Isus, vei descoperi că el nu a slujit niciodată unui copil decât pe baza credinței unuia sau a ambilor părinți. El a cerut mereu unui părinte să-și exercite credința pentru copil. Acest lucru este evident în povestirea cu băiețelul epileptic relatată în Marcu 9. Isus a coborât de pe muntele schimbării la față și s-a confruntat cu această situație în care ucenicii săi nu au reușit să alunge duhul de epilepsie din acest băiat. Așa că a început să vorbească cu tatăl și l-a întrebat de cât timp suferă băiatul. A primit răspunsul: De când era copil? Apoi a spus: Și de multe ori, Duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar dacă poți face ceva, fieți milă de noi și ajută-ne. Isus a răspuns: Tu zici dacă poți. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Am fost marcat de faptul că Isus l-a considerat pe tată responsabil să aibă credință pentru fiul său. Era evident că fiul, din cauza stării sale, nu putea exercita multă credință pentru el însuși. Dar, în orice caz, Isus nu i-a cerut fiului să aibă credință. El i-a cerut tatălui să-și exercite credința în numele fiului său. Cred că este responsabilitatea părinților să exercite credință în rugăciunea de mijlocire în numele copiilor noștri pentru a-i aduce la Dumnezeu prin Isus Hristos. Aș dori să-ți spun din nou, și poți căuta singur în Biblie, că Isus nu a slujit niciodată unui copil decât dacă cel puțin unul dintre părinți își exercita credința în numele acelui copil el nu ar fi acționat contrar unui principiu atât de puternic al lui Dumnezeu. În final, hai să ne uităm pentru câteva clipe în Fapte, capitolul 16, versetul 31, la povestirea temnicerului din Filipi. Pavel și Sila erau în închisoare, iar Dumnezeu a intervenit cu un cutremur, s-au deschis ușile închisorii, iar legăturile celor doi au fost dezlegate. Temnicerul s-a aruncat la picioarele lor și a întrebat – ce trebuie să fac pentru a fi mântuit? Versetul 31 spune: Pavel și Sila i-au răspuns: Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit tu și casa ta. Observă că temnicerul, ca tată al familiei, a primit de la Dumnezeu privilegiul de a-și exercita credința pentru mântuirea întregii sale case. De prea multe ori, din păcate, când cităm acest verset, avem tendința să omitem ultimele trei cuvinte și casa ta. Dar vreau să-ți spun ție, care ești tată, crede în Domnul Isus Hristos și vei fi mântuit tu și casa ta. Fiecare tată are trei slujbe principale în familia sa. Slujba de preot, de profet și de rege. Acum voi trata a doua responsabilitate principală a tatălui, cea de profet în familia sa, adică să-l reprezinte pe Dumnezeu Înaintea familiei sale. Primul lucru pe care trebuie să-l spun este că, în mod inevitabil, un tată îl reprezintă pe Dumnezeu înaintea familiei sale. Tatăl poate arăta dorința că vrea să facă acest lucru. Ar putea să o facă bine, ar putea să eșueze, dar aproape inevitabil este reprezentantul lui Dumnezeu în familie. Psihiatrii, sociologii și oamenii de acest gen. Precum și cei implicați în slujire, sunt aproape de acord că un copil își formează în mod natural prima impresie despre Dumnezeu de la tatăl său. Cred că acest lucru a fost intenționat de Dumnezeu. Cred că una dintre cele mai solemne responsabilități pe care Dumnezeu le poate da oricărei ființe umane este aceea de a-l reprezenta înaintea altora. Reacția inițială a unei persoane față de Dumnezeu depinde de ce fel de tată a avut acea persoană. Dacă o persoană a avut un tată care era blând, deschis și cu inima caldă, era ușor de comunicat cu el, acea persoană va avea această imagine și despre Dumnezeu și se va apropia de Dumnezeu în acești termeni. Dar dacă o persoană a avut un tată care era aspru, critic și avea mereu pretenții nerealiste și excesive, acea persoană este înclinată să gândească despre Dumnezeu ca fiind la fel ca tatăl ei, având mereu pretenții pe care oamenii nu le pot satisface niciodată, fiind nerealist, legalist și aspru. Uneori, din păcate, se întâmplă ca un copil să aibă un tată care este crud și vicios, și foarte frecvent un astfel de copil, fără să-și dea seama conștient ce se întâmplă asociază acele atribute ale Tatălui Pământesc cu Dumnezeu. În consecință, el are o atitudine negativă față de Dumnezeu, care nu are altă explicație decât în comportamentul Tatălui. Acum vreau să vorbesc despre cum să-L reprezinți pe Dumnezeu în familia ta, cum să fii profetul familiei spre binele lor și nu spre rău. În Efeseni, capitolul 6, versetul 4, Pavel se adresează părinților și spune Și voi, părinților, nu întărătați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în mustrarea și învățătura Domnului. Apoi, din nou, în Coloseni, capitolul 3, versetul 21, Părinților, nu întărătați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Primul lucru pe care trebuie să-l observăm este că Noul Testament, la fel ca Vechiul Testament, Plasează responsabilitatea educației și instruirii spirituale a copiilor în mod echitabil și direct pe umerii tatălui. Evident, mamele au o mare influență asupra copiilor și contribuie mult la dezvoltarea lor spirituală. Dar tatăl este în primul rând responsabil pentru creșterea spirituală a copiilor săi. Și dacă un tată nu o face, nu este nimeni care să preia pe deplin această responsabilitate. Aș dori să spun că în prezent, majoritatea taților americani, dacă sunt conștienți de faptul că au responsabilitatea să-și educe copiii, sunt bucuroși să o transfere în altă parte. Școlii duminicale, bisericii, pastorului, liderului de tineret și foarte adesea, un astfel de părinte, dacă copilul său se depărtează de biserică sau de grupul de tineri, va da vina pe biserică sau pe grupul de tineri. Vreau să spun că tatăl nu poate renunța niciodată la responsabilitatea primară de a-și crește copiii în disciplina și legea Domnului. Este una dintre responsabilitățile sale sacre, care nu este transferabilă. Pavel arată că, făcând acest lucru, un trebuie să se ferească de două pericole. Primul pericol este răzvrătirea copilului. Tatăl trebuie să se ferească de asta printr-o disciplină fermă. Prin care nu îi lasă pe copii să devină nemulțumitori, irresponsabili, nu le permite să răspundă înapoi, așteaptă să facă imediat ceea ce le cere, fără comentarii și în ascultare. Este mult mai ușor să oferi instruire copiilor care sunt crescuți astfel. Cu toate acestea, extrema cealaltă de care un tată trebuie să se ferească este descurajarea. Dacă un tată este extrem de dur, de critic și de exigent, Copilul se descurajează și își însușește atitudinea Ei bine, nu sunt capabil să fac nimic cum trebuie. Nimic din ce sunt nu este pe plac tatălui meu, așa că nu mă mai deranjez să încerc. Și avertismentul pe care îl dă Pavel este Nu-i întărâtați, nu exasperați. Am întâlnit mulți oameni cu probleme emoționale grave, care au venit la mine pentru ajutor și nu pot să spun de câte ori am descoperit că acea atitudine gravă, lipsa de stimă de sine, acel sentiment de eșec și frustrare, își are rădăcinile în copilărie, când acea persoană a primit un tratament prost, era criticată, descurajată, certată pe nedrept în fața altora. Acest tratament a lăsat un semn, o rană în sufletul acelui copil care nu s-a vindecat de 20 sau 30 de ani. Tații trebuie să aibă grijă să mențină, pe de o parte, disciplina, iar pe de altă parte, să nu descurajeze, să nu-și exaspereze copiii prin pretenții nedrepte și excesive. Pentru a-și îndeplini responsabilitățile față de familia sa, există un lucru pe care tatăl trebuie să-l aibă mereu în vedere, și anume, este nevoie de o comunicare permanentă cu copiii săi. Dacă nu are acest gen de comunicare, atunci nu își poate îndeplini responsabilitățile, iar comunicarea dintre tată și copil este de obicei cea mai eficientă atunci când are loc într-un cadru nereligios. Dacă copiii asociază învățătura pe care le-o dă tatăl cu ceva destul de rigid, formal și religios, în cele din urmă, ei tind să nu mai sufere nici religia, nici îndrumarea. Îmi aduc aminte de mulți oameni pe care i-am întâlnit, ale căror probleme își aveau originea într-un astfel de context. Un lucru esențial în comunicarea cu copiii nu este doar să vorbești cu ei, ci să-i lași să vorbească. Cei mai mulți dintre cei ce se ocupă cu copiii răzvrătiți sau delicvenți sunt de părere că aproape toți au o problemă comună. Părinții noștri nu ne ascultă niciodată. Deci, trebuie să cultivi practica ascultării. Lasă copilul să vorbească, lasă-l să se exprime, lasă-l să-și spună problema și nu fă aceasta într-o atmosferă prea religioasă. Acest principiu este menționat deja în legea lui Moise, sub Vechiul Testament. Când, înainte ca Israel să intre în țara promisă, Moise le-a dat instrucțiuni foarte clare și practice cu privire la educarea copiilor. Deschide Biblia la Deuteronomul, capitolul 11, versetul 18 până la 21 și voi citi ceea ce a spus Moise. Puneți-vă dar în inimă și în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun. Să învățați pe copiii voștri în ele și să le vorbești despre ele când vei fi acasă, când vei merge în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le scrii pe ușiorii casei tale și pe porțile tale. Și atunci zilele voastre și zilele copiilor voștri în țara pe care Domnul a jurat părinților voștri că le-o va da, vor fi tot atât de multe cât vor fi zilele cerurilor deasupra pământului. Am fost impresionat când am descoperit că expresia Raiul pe pământ vine din Biblie. Mai mult de atât, că descrie cum se așteaptă Dumnezeu să fie familiile din poporul său. Am analizat civilizația noastră modernă și m-am întrebat, câte familii din această țară ar putea fi descrise ca raiul pe pământ. Și aș răspunde sincer, foarte puține. O cauză majoră este faptul că tații nu au reușit să facă ce le-a spus Moise că ar trebui să facă. Moise le-a spus să învețe pe copii cuvântul lui Dumnezeu, adevărurile credinței lor, să le spună despre ele când vor sta jos, când se vor ridica sau când vor călători, cu alte cuvinte, lasă Cuvântul lui Dumnezeu să fie o temă esențială a întregii vieți de familie. Nu limita învățătura din scriptură la biserică, la școala dominicală sau la grupul de tineri, ci lasă Cuvântul lui Dumnezeu să aibă un loc natural în viața de zi cu zi și în comunicarea cu familia ta. Să fie ceva natural, ceva practic. Lasă copiii să vadă cum se aplică la situațiile reale din viață aș dori doar să citez mărturia răposatului dr. B. Raymond Edmund, fost președinte al colegiului Wheaton, care a spus Privind în urmă, la modul în care mi-am crescut copiii, dacă ar fi să o iau de la început, aș petrece mai mult timp cu ei în activitățile simple, nereligioase. Și eu ar trebui să spun amin. Dacă aș putea retrăi o parte din timpul pe care l-am petrecut cu copiii mei, asta aș face. Dr. Edmund a descoperit că lucrurile pe care copiii și le amintesc mai târziu sunt momentele degajate, neprotocolare, în care pur și simplu petreceau timp împreună. Comunicarea reală cu un copil nu se realizează în 5 minute. Adesea, cele mai importante lucruri spuse unui copil sunt în momente în care ne-am așteptat cel mai puțin, într-un cadru relaxat, cotidian și pe nepregătite. De exemplu, într-o excursie de pescuit, sau când sunteți în grădină, tăiați iarba, curățați garajul sau aflați de ce mașina nu mai merge. Situațiile de genul acesta facilitează comunicarea reală între părinți și copii și într-o astfel de situație, un tată ar trebui să fie capabil să transmită copilului său principiile profunde ale cuvântului lui Dumnezeu. Să aveți un altar în familie nu va fi mereu unde ajuns. Depinde foarte mult de modul în care familia petrece restul timpului. Fiecare tată are trei slujbe principale în casa lui: preot, profet și rege. Acum voi vorbi despre a treia dintre aceste slujbe, aceea de rege. Slujba unui rege, desigur, este aceea de a conduce, de a guverna. În lumea modernă, cuvântul rege nu este întotdeauna agreat deși este un cuvânt folosit în întreaga Biblie. Dar dacă nu îți place cuvântul rege, îl vom înlocui cu conducător. Rolul tatălui este acela de a-și conduce casa în numele lui Dumnezeu. Dacă ne întoarcem la scrierile lui Pavel din 1 Timotei, capitolul 3, el descrie clarificările pentru un bărbat care dorește să dețină poziția de prezbiter, supraveghetor sau episcop. Sunt folosite cuvinte diferite, dar ideea de bază e că bărbatul guvernează sau conduce poporul lui Dumnezeu. Cea mai importantă dintre toate clarificările este starea căminului acelui bărbat. Cum se comportă acel bărbat în casa lui? Iată ce spune Pavel în 1 Timotei, capitolul 3, versetul 4 și 5. Să-și chivernisească bine casa, să-și țină casa în supunere cu toată cuvința. Căci dacă cineva nu știe să-și chivernisească bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Există pretenția ca bărbatul să-și conducă propria casă. Se așteaptă ca el să-și exercite autoritatea, copiii să fie respectoși, ascultători și sub control. Dacă bărbatul nu poate realiza acest lucru în familia sa, Pavel spune că el nu are nicio șansă de reușită ca lider sau conducător în Biserica lui Dumnezeu. Cuvântul care se folosește acolo pentru a cărmui, în greacă, înseamnă a ieși în față sau a sta în frunte. Conține idei legate între ele. Vreau să îți dau câteva exemple prin care să înțelegi acest lucru. A conduce, a fi în frunte, a proteja, a supraveghea. În esență, Înseamnă că tatăl este capul familiei sale, că se află în frunte, că el dă exemplu, că stă între familie și toate pericolele și presiunile vieții. Înseamnă că el este bărbatul în familie. El are toate calitățile necesare. El are ceea ce lumea numește tupeu. Este nevoie de tărie de caracter pentru a fi un bărbat și pentru a fi un tată. Pavel continuă și spune că conducerea cu succes a familiei este esențială pentru conducerea bisericii. Și există un motiv puternic pentru aceasta. Familia este biserica în miniatură, în microscop sau în variantă de embrion. Biserica are trei elemente principale. Pastorul sau păstorul, diaconul sau ajutorul și congregația sau turma. Acestea corespund celor trei elemente principale din familie. În casă, tatăl are responsabilitatea pastorului sau păstorului. Soția, potrivit scripturii, este ajutorul creat pentru a-și susține soțul, ajutorul sau diaconul. Copiii sunt congregația sau turma. Așadar, Dumnezeu a creat în familie toate elementele care stau la baza unei biserici nou-testamentare. Practic, Dumnezeu spune tatălui familiei, dacă reușești să-ți conduci mica ta biserică, cea pe care ți-am încredințat-o, dacă îți cărmuiești propria casă, te califici pentru promovare în biserica lui Dumnezeu. Aș dori să spun ceva ce am observat și experimentat. Poți clădi o adunare mare de oameni care vin la biserică, dar în cele din urmă, o adunare nu este mai puternică decât familiile care o compun. Dacă familiile nu sunt în regulă, nici biserica nu poate fi în regulă. Vreau să ne uităm la Avram, ca un simbol al unui tată care și-a acceptat și și-a îndeplinit responsabilitatea de a conduce, de a guverna sau de a fi rege al casei sale. Există un pasaj foarte important în Geneza capitolul 18, în care Domnul vorbește despre Avram și printre altele el dezvăluie de ce el l-a ales pe Avram să fie conducătorul unei națiuni care avea să aducă în cele din urmă răscumpărarea întregii omeniri. Nu știu dacă te-ai întrebat vreodată de ce l-a ales Dumnezeu pe Avram. El căuta un bărbat. Existau fără îndoială sute de mii de bărbați contemporani lui Avram pe toată suprafața Pământului. Din toate cele sute de mii, Dumnezeu a ales un singur om. Este un mister nedezvăluit de ce l-a ales Dumnezeu pe Avram? Nu, pentru că însuși Dumnezeu ne spune de ce l-a ales pe acel bărbat anume, pe Avram, să fie capul acestei noi rase de care va depinde mântuirea tuturor celorlalte rase. Voi citi din Geneza, capitolul 18, de la versetul 17 până la 19. Atunci Domnul a zis: Să ascund eu oare de Avram ce am să fac? Pentru că Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic, și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Căci eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Doresc să subliniez anumite aspecte foarte importante despre aceste versete. Mai întâi de toate, să ne uităm la semnificația numelui lui Avram. Inițial numele lui era Avram, adică tată măreț. Atunci când Dumnezeu a făcut legământ cu el, l-a binecuvântat, i-a promis un număr mare de urmași și i-a schimbat numele în Avram, adică tatăl unei mulțimi. În ambele forme, primul aspect despre numele lui este că este un tată. Este extrem de important. Dumnezeu l-a ales pe Avram ca să fie tată. Al doilea aspect este că tații, atunci când își îndeplinesc îndatoririle, clădesc o națiune puternică. Dumnezeu a spus despre Avram: Va ajunge negreșit un neam mare și puternic. De ce? Pentru că se putea baza pe el că își va îndeplini obligațiile de tată. În al treilea rând, de ce l-a ales Dumnezeu pe Avram? O spune el însuși căci eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el, ca să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Ce lucru a văzut Dumnezeu în Avram care l-a determinat să-l aleagă? El a văzut că va porunci copiilor și ca să lui după el să țină calea Domnului. El putea să se bazeze pe Avram Că își va îndeplini îndatoririle în calitate de conducător al familiei sale. Vreau doar să subliniez cuvântul a porunci. Este un cuvânt puternic. Este aproape un cuvânt militar. S-ar putea să existe anumite mame sau soți care mă ascultă și zic: Ei bine, te referi la un stil dictatorial? Nu. Vreau să vorbesc despre un bărbat care este bărbat un om care își cunoaște poziția și responsabilitatea. Există situații în care un om supus lui Dumnezeu este responsabil să poruncească familiei sale. El este responsabil să spună, pentru a fi pe placul lui Dumnezeu și a avea binecuvântarea sa, acesta este modul în care se vor face lucrurile în familia noastră. Nu vom face cu tare lucru, ci îl vom face pe cutare. Un tată are dreptul să stabilească unele dintre regulile de bază ale casei. La ce oră vor mânca împreună, ora la care cei mici trebuie să fie acasă, tipul de distracții permise, cantitatea de timp petrecută în fața televizorului și tipul de programe care se urmăresc. Un tată nu are doar privilegiul, ci are datoria de a-și conduce familia în aceste aspecte. Dumnezeu a spus: Voi împlini. Tot ce i-am promis lui Avram, pentru că am încredere în el că va face toate aceste lucruri pentru mine. Apoi, al patrulea aspect pe care vreau să-l subliniez în acest context este că Avram, în tot restul scripturii, este prezentat ca un model pentru toți credincioșii. De fapt, Noul Testament spune că noi suntem, prin credință, copiii lui Avram și că trebuie să umblăm pe urmele pașilor credinței Tatălui nostru Avram. Să umblăm pe urmele pașilor credinței lui Avram, înseamnă să ne comportăm în casele noastre așa cum s-a comportat Avram în casa lui. În încheiere, aș dori să prezint un contrast. A mai fost un bărbat care a parcurs un drum lung alături de Avram. Știa foarte multe despre ce știa Avram, a văzut multe din ce a făcut Dumnezeu pentru Avram. Numele lui era Lot. Când a venit vremea ca Avram și Lot să se despartă deoarece turmele lor erau prea mari ca ei să rămână împreună, Avram, cu o purtare aliasă, i-a spus lui Lot: Alege unde vrei să mergi, iar eu voi merge în direcția opusă. Citim că Lot a ales să meargă spre Sodoma, și că Sodoma era un loc în care păcatul ajunsese la culme. Următoarea dată când citim despre Lot, el și familia lui erau în interiorul Sodomei. Iar când citim din nou despre Lot, urma să vină judecata lui Dumnezeu peste cetate. Lot a încercat cu disperare să-și scoată din cetate ginerii și majoritatea familiei sale, dar a eșuat. După ce și-a scăpat viața și privirea de la ruinele Sodomei, și-a dat seama că o parte a familiei sale a murit și că el a fost responsabil că i-a dus în cetate. Dacă ești tată, vreau să-ți spun că îți poți conduce copiii în Sodoma. Dar s-ar putea să nu reușești să-i scoți de acolo. Ce responsabilitate înfricoșătoare stătea pe umerii lui Lot, ca tată, care și-a condus copiii într-un loc al păcatului și al judecății supreme. În cadrul temei paternității, aș dori să abordez acum subiectul eșecului patern. Să presupunem că un tată eșuează. Ce se întâmplă cu familia lui? Să presupunem că tații unei națiuni eșuează ce se întâmplă cu acea națiune. Pentru că Dumnezeu știa că Avram își va îndeplini îndatoririle sale de tată, Dumnezeu i-a promis că îl va face o națiune mare și puternică. Dar ce se întâmplă cu națiunea ai cărei tați nu își îndeplinesc îndatoririle? Voi merge în primul rând la Deuteronom, capitolul 28. Este un capitol foarte interesant. Moise enumără două lucruri în el. Mai întâi de toate, binecuvântările care vor veni asupra poporului lui Dumnezeu dacă îl ascultă, iar în al doilea rând, blestemele care vor veni asupra lor dacă nu vor asculta de Dumnezeu. Primele 14 versete conțin binecuvântările. Versetele rămase din capitol, adică versetele de la 15 la 68, enumeră blestemele care vor veni în urma neascultării, a depărtării de calea lui Dumnezeu și a nerespectării legii lui Dumnezeu sunt enumerate multe blesteme, dar vreau să subliniez unul singur. În Deuteronomul, capitolul 28, versetul 41, Moise spune Vei naște fi și fiice, dar nu vor fi ai tăi, căci se vor duce în robie. Am fost șocat când am înțeles într-o zi că a nu te putea bucura de copiii tăi este un blestem. Apoi am început să mă întreb, câți părinți americani se bucură cu adevărat de copiilor în zilele noastre. Mi-am amintit de un păstor, un prieten de-al meu, care avea mulți copii și pe care l-am auzit rugându-se într-o bună zi. Doamne, ajută-ne să ne aducem aminte că ai noștri copii sunt o binecuvântare și nu o povară. Nu am avut impresia că se roagă cu o credință foarte puternică. Cred că majoritatea părinților americani de astăzi nu se bucură cu adevărat de copiilor. De ce nu? Care este motivul? Răspunsul este acesta. Este un blestem din cauza neascultării. Dumnezeu a dat copiii ca cea mai mare binecuvântare pe care el ar putea să o dea bărbaților și femeilor. Dar când bărbații și femeile, tații și mamele, și mai ales tații, nu umblă pe calea Domnului, atunci binecuvântarea nu mai este o binecuvântare se îi avertizează pe părinții din Israel că, dacă nu respectă calea lui Dumnezeu și nu vor merge pe ea, nu se vor bucura de copiii lor pentru că ei vor merge în robie. Ei bine, în ultimele două decenii am văzut milioane de copii americani prinși în robie. Robie de diferite feluri. Robie satanică, droguri, sex ilicit, ocultism și tot felul de culte. Aceasta este robia, la fel de reală și asemănătoare cu o armată străină care invadează țara și îi ia prizonieri. De ce au ajuns aceste milioane de copii americani în captivitate? Răspunsul se găsește în scriptură. Pentru că părinților nu și-au îndeplinit responsabilitățile. Vreau să spun că responsabilitatea principală pentru această stare de fapt din America de azi sunt tații americani. Auzim foarte mult despre deligvenții juvenili. Din experiență, pot să spun că nu există deligvenți minori fără deligvenți adulți. Este nevoie de deligvenți adulți pentru a produce deligvenți juvenili. Una dintre responsabilitățile Tatălui față de familia sa este aceea de preot. În Maleahii, capitolul 2, versetul 7, domnul spune ce așteptări are de la un preot. Căci buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui se așteaptă învățătura, pentru că el este un sol al Domnului oștirilor. Este responsabilitatea preotului să cunoască legea Domnului și să o prezinte poporului Domnului. Deci, preotul este mesagerul, sau poate un cuvânt mai bun ar fi reprezentantul Domnului înaintea poporului său. Acest lucru, desigur, se aplică așa cum am văzut deja tatălui în calitate de preot, Buzele lui ar trebui să fie pline de înțelepciune. Copiii și familia sa ar trebui să-l caute pe Domnul Dumnezeu după cuvintele pe care le rostește. El ar trebui să fie reprezentantul lui Dumnezeu pentru ei. Ce se întâmplă dacă preoții nu reușesc să-și îndeplinească slujba? Dacă ne întoarcem la Oseia, capitolul 4, versetul 6, Dumnezeu declară. Ce va face el unei familii, unei națiuni, unei civilizații, atunci când preoții ei eșuează? Iată ce spune el. Poporul meu pierde din lipsă de cunoștință, fiindcă ai lepădat cunoștința, și eu te voi lepăda și nu-mi vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat legea Dumnezeului tău, voi uita și eu pe copiii tăi. Acesta este un cuvânt foarte puternic pentru tați. Dumnezeu spune: Mă așteptam, să fii preotul familiei tale, dar pentru că ai respins cunoștințele de care are nevoie familia ta, te voi lepăda. Nu te voi mai accepta ca preot și când slujirea ta preoțească în numele copiilor tăi nu mai este acceptată de mine, spune Domnul, îi voi uita pe copiii tăi. Văzând că ai uitat legea Dumnezeului tău, îi voi uita și eu pe copiii tăi. Pentru mine este înspăimântător să mă gândesc că Dumnezeu mi-ar spune ca părinte, ai eșuat în responsabilitățile tale și îi voi uita pe copiii tăi, îi voi respinge. Nu mai au nicio importanță și valoare înaintea mea. Aș spune că această națiune a noastră, această civilizație, este plină de copii uitați de Dumnezeu. De ce? Fiindcă părinții lor nu au păzit legea Domnului. Permitem să spun altfel. Tatăl care respinge cunoașterea legii lui Dumnezeu. Își pierde dreptul de a fi preot în familia sa. Când slujba de preot a tatălui nu mai este disponibilă, Dumnezeu spune: Voi uita pe copiii voștri. Acesta este un aspect foarte, foarte serios. Pe măsură ce mă apropii de încheierea mesajului meu, vreau să merg la ultimele două versete ale Vechiului Testament. Nu știu dacă ai reflectat vreodată asupra faptului că ultimul cuvânt din Vechiul Testament, în majoritatea traducerilor. Este cuvântul blestem. Este trist să ne gândim că dacă Dumnezeu nu ar mai fi avut nimic de spus omului după Vechiul Testament, ultimul cuvânt pentru umanitate ar fi fost un blestem. Mulțumim lui Dumnezeu pentru Noul Testament, care ne arată calea de ieșire din blestem. Iată ce spune Dumnezeu în ultimele două versete din Cartea Maleahii, capitolul 4, versetul 5 și 6. Iată vi-l voi trimite pe profetul Ilie înainte să vină ziua cea mare și de temut a Domnului. El va întoarce inimile taților spre copiilor și inimile copiilor spre taților, ca nu cumva, atunci când voi veni, să lovesc țara cu blestem. Sunt impresionat de viziunea extraordinară a revelației profetice prin care, privind prin telescopul timpului, profetul Maleahi, cu mult peste 2000 de ani în urmă, a putut să prevadă cea mai mare și cea mai urgentă problemă socială din zilele noastre. De fapt, cea mai mare problemă a zilelor noastre. Care este acea problemă? Sunt familiile destrămate și sfâșiate de conflicte. Tați și copii fără niciun fel de relații. Copii răzvrătiți. Tați neglijenți. Prorocul ne avertizează că dacă această stare nu se schimbă, va aduce un blestem asupra acelei relații fie că este vorba despre o familie, fie despre o națiune sau civilizație. Cuvântul lui Dumnezeu ne confruntă cu două alternative în situația noastră actuală. Putem restaura relațiile din familie și vom supraviețui sau vom permite ca relațiile de familie să se deterioreze și să meargă așa cum au mers în ultimele decenii și vom pieri sub blestemul lui Dumnezeu. Acestea sunt alternativele. În mod semnificativ, Destinul va fi stabilit de către tați. Dumnezeu le va cere socoteală taților, pentru că Dumnezeu a putut avea încredere în Avram, că va fi tipul de tată pe care el îl dorea. El i-a promis că va deveni o națiune mare și puternică. Dar și contrariul este adevărat. În cazul în care tații eșuează și nu își îndeplinesc responsabilitățile, o națiune își pierde măreția. Cred că este criza cu care se confruntă națiunea noastră în prezent. Se vor întoarce tații la Dumnezeu și își vor îndeplini responsabilitățile față de familiile lor înaintea lui Dumnezeu? Sau degradarea socială și morală născută în familie și care distruge familia va continua și va conduce la consecința finală, care este blestemul? Decizia pe care o vor lua tații va decide destinul națiunii. Dumnezeu le cere taților să se întoarcă spre copii și atunci El promite că se vor întoarce și copiii spre părinții lor.